fiindcă ăștia nu fac lucrare ca lumea. Eu nu știu cui lucrarea, n-am nimic cu nimeni, dar am compactat aici la greu. Așa. În lucrare, toate devizele de lucrări spun așa, că se compactează straturi de 15-30 de centimetri udate. Să pun 30 centimetri, vine și n-a bătut nimeni cu niciun... A trecut cu un tăvălu de la picior ploaie de câteva ori. Da, păi de-aia m-am oferit. S-a lăsat, a venit ploaia, a făcut o compactare. Aici ei au venit, au făcut așa dâmburi. Noi am bătut, s-a lăsat, s-a făcut groapă, iar au pus pământ, iar au compactat, dar nu e compactare tehnologică, e o compactare cu Dumnezeu. Da. Că dacă nu treceau mașini, uite, pe aici n-au trecut mașini și deja acolo la se... acolo unde a fost s-a lăsat asfaltul și nu o să mai facă nimeni ca lumea. Eu sunt urăsc pe ăștia care fac treaba asta, nu vine să eu mor dacă i-aș prinde. De-aia m-am oprit nu că... trebuie dirigenții, domnule, pe la lucrările, nu știu ce dirigenții și au o grămadă de bani. Dirigentele se consideră angajatul firmei de construcții, nici de cum a celui care beneficiar. Cine beneficiar? Primăria Brăila. Așa se consideră, dar normal trebuie să fie al beneficiarului. Al beneficiarului, angajatul beneficiarului și reprezintă. Spune, bă, mie îmi bați aici ca lumea, dai două șpagă, probabil. Constructor zice, mă, lasă că se compactează, uite, vine ăsta, vine autobuzul, vine alea, păi câte amortizoare trebuie să plătească primăria acum? Ar trebui să dăm în judecată primăria. Dom'le, mi-ai stricat mașina. Aveți firmă? Aveți compactoare? Sunt FIA. Am înțeles. Dar vreți să faceți lucrurile cu trei, că le face pentru noi, nu? Dom'le, dar asta e cea mai mare bătaie de joc, aici se fură cel mai mult la compactare. La compactare. La compactare. Da, că nu se face, nu se face. Ori de câte ori aveți o problemă de asta, să-i spunem consultanță, nu sunt mare consultant, mă pricep la construcții, sau auditor energetic, dar am lucrat în construcții o grămadă. Și făceam, păi, pe lângă canalizări, trebuia să vină cu... Eu nu mă pricep la tehnologie, dar mă pricep la calitate, adică văd că e proști și de-aia m-am oprit.